vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Ce se întâmplă? Nu mă interesează, dar sunt sigur că nu se poate întâmpla ceva rău. Pentru că nimic rău nu este în prezența lui Dumnezeu. Toate lucrurile bune sunt din El. Nu mă interesează, dar vreau să mă întâlnesc cu El. Și eu s-am întâlnit cu Dumnezeu. Habacuc s-a întâlnit cu Dumnezeu. Iona s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că au fost gata să meargă pentru asta. Au fost oameni care nu s-au temut. Știți că teama a fost folosită cel mai puternic de diavol împotriva lui Wesley. Atunci când a fost chemat de George Winterfield ca să continue lucrarea lui de predicare pe străzi, în locuri publice, Wesley a simțit foarte puternic în duhul lui că dacă el iese din bisericuța lui, de acolo, diavolul o să-i facă foarte mult rău. Și a deschis Biblia la întâmplare de 4 ori și diavolul i-a dat 4 citate care i-au confirmat că va muri. Așa că niciodată nu vă luați după Biblia la întâmplare. Pentru că s-ar putea să nimeriți acolo unde i-a spus du-te și te spânzură. Nu. Citiți Biblia. Biblia se tălmăcește una cu alta. Și el a deschis-o de 4 ori, a zis, gata, nu se poate. Și Duhul Sfânt a venit și a spus, Wesley, este voia mea. Timp de 50 de ani a predicat și Anglia a fost transformată. Biserica metodistă este o biserică puternică, pentru că Wesley a ales să-și învingă teama și să asculte de Dumnezeu, nu de diavolul. Apoi o altă săgeată pe care o folosește diavolul, băi, nu lăsați copiii afară, aduceți înăuntru să nu răcească. O altă armă folosită este imaginația și gândurile rele. Nu s-a întâmplat niciodată să te rogi și dintr-o dată să apară cadânele dansând. Nu s-a întâmplat vreodată să te rogi și dintr-o dată să vezi, să ai imaginea lui Făt Frumos pe care atât de mult îl aștepți. Nu s-a întâmplat vreodată să te rogi și dintr-o dată prin minte să-ți treacă tot felul de gânduri ciudate, unele de-a dreptul violente, ofensatoare la adresa lui Dumnezeu. Nu s-a întâmplat niciodată. Vreau să spun că diavolul are o armă foarte puternică. Aceste gânduri rele. Este mare diferență între gândurile de la diavol și gândurile omului. Hai să vă spun cum e. Gândurile omului sunt lucrurile care ne plac nouă. Atunci când mă rog sau studiez și dintr-o dată încep să-mi apară acele gânduri care mie îmi plac, care poate sunt păcătoase și în care găsesc plăcere, sunt gândurile mele și alea Biblia spune că orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, așa scap de ele. Dar gândurile de la diavol sunt gânduri care nu-ți plac. Sunt gânduri care îți produc neplăcere. Spurgeon spunea că atât de des l-a atacat diavolul cu astea, în special la începutul slujirii lui, încât de multe ori a vrut să renunțe la chemarea care Domnul avea peste viața lui. Și într-o zi s-a dus la bunicul lui, care era un mare lucrător, și a spus, bunicule, am o mare problemă. Eu încep să studiez, încep să mă rog și într-o dată am tot fel de gânduri, care mai de care, mai ofensatoare la adresa lui Dumnezeu. Nu mai știu ce să fac, e vai și amar, nu știu ce să mai fac. Și bunicul s-a întrebat, îți plac gândurile astea, Spurgeon? Și a spus, cum să-mi placă, bunicule, le urăsc, nu știu ce să fac. Urlu de ciudă că mi-apar gândurile astea. Și a spus, stai cu minte, de la diavolul, opune-te lor, trimite-le înapoi, respinge-le. Pentru că gândurile de la diavolul le poți respinge, de-aia ai scutul credinței. O, nu! Îi spui, o, diavole, nu mă pui tu gândurile astea. În mine este gândul lui Hristos, să-L onoresc pe Iisus Hristos. Sunt armele Lui. Nu lăsa pe diavolul să te mintă, pentru că diavolul va încerca să te convingă că sunt gândurile tale. Dar asta este diferența. Gândurile tale îți plac, pentru că lucrezi cu ele. Și în momentele tale de intimitate, când stai în vană cu 3 soluții de aromatizante și nu știi ce să faci, de bine ce ții, atunci vin acele gânduri. Că de regulă nu vin atunci gânduri de sfințenie. Oh, ce bun e Domnul, ce mare e Domnul, ce bine alea. Și alea încep să-ți placă și de alea croșetezi și te gândești, mă, când se întâmplă? Alea trebuie făcute roabe ascultării de Hristos și alea trebuie respinse. Pentru că vreau să vă spun, sunt la fel de păcătoase, sunt la fel de dăunătoare, sunt la fel de dezastroase pentru fiecare om. O altă armă pe care o folosește diavolul este ispita. Nu, este depresia. Nu vreau să sar peste ea, pentru că este una dintre cele mai specializate uneltiri ale diavolului. Pentru că este o uneltire care adună împreună condamnarea, îndoiala, teama și gândurile rele. Vedeți, depresia este cea mai dezastroasă armă a lui Satan.
pentru că El vine și te umple de un sentiment copleșitor, că ești fără nicio speranță, că n-ai nicio șansă. Depresia folosită de diavolul este o arbă care pune jos oamenii. L-a pus jos pe psalmist. Uitați-vă la Asaf, era depresiv în psalmul 73, era deprimat. Pavel a avut momentele lui de depresie, de deprimare, când s-a simțit jos, când el în Corint a mers într-o deprimare totală, spune că eram fără nicio putere. Noroc cu Duhul Sfânt că o mai repara lucrurile, că eram vai și mare, eram varză. Pentru că diavolul reușește să vină și să aducă acest sentiment. Vedeți, depresiile au patru forme. Sunt depresiile de natură organică, care sunt o disfuncție a organismului. Sunt oameni care chiar au aceste probleme. Dar vreau să vă spun că eu cred că în cea mai mare parte și aceste depresii au la origine atacuri demonice. Apoi sunt de natură circumstanțială. S-au întâmplat anumite lucruri și intri într-o perioadă de depresie. Apoi sunt probleme de depresie legate de păcat. Am vorbit cu oameni care au venit la consiliere și erau total deprimați după ce au păcătuit. Pentru că ei credeau că n-au nicio șansă. A fost om care mi-a zis, nu știu dacă mai are rost, eu nu mai am nicio șansă. Alții mi-au spus că n-am nicio șansă. Și am spus, trăiești? A zis, da, trăiesc. Te miști? Da, mă mișc. Vrei să-L iubești pe Hristos? Vrei ca să-ți repară? O, vreau din toată inima. Păi zic, dacă tu vrei, vreau să spun că Dumnezeu vrea de 1000 de ori mai mult ca tine. Dar diavolul a adus această depresie peste tine să te pună jos. Este timpul să te ridici. Sunt aceste depresii care vin din păcat. Și apoi sunt depresiile care sunt atac direct al lui Satan. Și e foarte important să știi cu ce te lupți. Pentru că am văzut oameni care mergeau la doctor cu depresii provocate de Satan. Vreau să vă spun că alcoolismul nu ajută. Nu ajută cu nimic. Fiecare din ele are modul ei de a o rezolva. Atunci când depresiile sunt de natură psihosomatică, poate să te ajute medicamentația. Dar vreau să spun că rugăciunea te ajută sigur. Medicamentația o să te pună pe un palier. Știi că depresiile urcă și au vârfuri, au voi. O să te pună pe un palier, o să-ți amorțească conștiința. Apoi sunt cele care sunt de natură circumstanțială. Tratamentul constă în a avea o perspectivă biblică asupra lucrurilor. Este foarte important să înțelegi ce spune Biblia despre anumite lucruri. E foarte important. Și atunci poți ca să treci de o depresie circumstanțială. Apoi, cea care vine din păcat, atunci este nevoie de pocăință. Vreau să spun că depresia nu îl impresionează pe Dumnezeu. Depresia te afectează pe tine, dar vreau să spun că pocăința îl impresionează pe Dumnezeu și îți ia depresia. Îți ia depresia de peste tine. Iar dacă depresia este de natură satanică, este nevoie de eliberare, este nevoie de rugăciune de eliberare, pentru că depresia de natură satanică este ceva care încearcă să te robească, să te pună jos, să te lege. Deci eu vreau ca să înțelegi că atunci când ai o problemă de depresie, trebuie să vezi de ce natură e, de unde vine. Și diavolul mai are o armă foarte puternică, care este ispita. În 1 Petru 5, 8 și 9 spune, fiți trezi și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă turcaule ca un reu care răgnește și caută pe cine se înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când diavolul ne ispitește, nu suntem vedete, nu suntem numai noi, ci și alții trec prin aceleași ispite. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. Spune că nu numai în cele trei moduri în care vedem în ispitire, ci spune a fost ispitit în toate felurile. Că sunt mulți și care vin și spun, păi da, pentru Domnul Iisus Hristos a fost simplu, păi l-a ispitit în alea trei feluri, nici eu n-aveam probleme la capitolul ăla. Că oricum nu vreau să conduc lumea, oricum nu-s fraier să mă arunc în cap de pe bloc și oricum nu cred și nu m-aș apuca să transform piatra în pâine. Am zis, zic, stai cu minte, că nu aia a fost ispitirea. Ispitirea a fost atac la identitatea lui Iisus Hristos. Dacă ești Hristos, poți să faci. El te ispitește cu lucruri care le poți face, nu cu lucruri pe care nu le poți face. Stai cu minte. Pe tine o să te ispitească cu vecina, că
poți, ca să mergi la vecina, să te ispitească să dai cu cinciu pe unde nu e a tău, că poți să faci treaba aia. Cu aia te ispitește pe tine. Și zic, problema nu e ispita, problema e înfăptuirea. A cădea în ispită și a înfăptui, pentru că ispita nu e un păcat. Mai vin mulți care spun, atâta mă simt de condamnat, atâta de ispitit. Și zic, și faci, nu, că mă împotrivesc. Zic, nu fi condamnat. Bucură-te și spune, ok, diavole, ți-am tras-o în freză. N-ai reușit să mă pui jos. Ți-am tras-o în freză. E vai și amar de tine. Du-te la specializare, că cu asta nu câștigi. Zic, nu te lăsa condamnat de aia. Pentru că el ispitește. Dar dacă nu reușește să întâlnească pofta ta și dorința ta de înfăptuire, nu s-a întâmplat nimic. Numai când se întâlnește ispita cu pofta, e bai. Atunci e bai. Și diavolul știe poftele noastre. Așa că aveți foarte mare grijă. Aveți foarte mare grijă, că el vine cu ispitele în zona poftelor noastre, pentru că știe că vrem lucrurile alea și vine și ți le aduce pe tavă de argint. Și zici, oh, mersi. Nu știu, tocmai la asta mă gândeam și el. Și e ca reclama de la BCR, gândim la fel. Așa zice și diavolul. Diavolul știe că dacă te ispitește și păcătuiești, poate să te discrediteze. Atunci când păcătuiești, poate să aducă peste tine, să aducă peste tine depresie, să aducă peste tine condamnare. Știe că atunci când păcătuiești, el poate să condamne biserica. Condamnă că cade vreo unul și nu-i toată biserica blamată? N-ați auzit, când o plăznește unul, toată lumea ce da, păi pocăit ca și voi, decât pocăit ca și voi, mai bine bandit ca și mie. Că și voi faceți, pentru că diavolul vine și aruncă toată, și ba mai mult. Îl dezonorează pe Dumnezeu. Pentru că diavolul asta vrea atunci când aduce ispita peste noi. Atunci când David a păcătuit cu Batșeba, diavolul nu a făcut ca efectul să fie numai asupra lui David, ci efectele au mers asupra Ierusalimului și asupra Israelului. De ce el când se roagă de pocăință spune, Doamne, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Și apoi vorbește că după ce el va fi curățat și Ierusalimul va fi vindecat și Israelul va fi vindecat. Diavolul încearcă și folosește aceste arme. Diavolul încearcă să pună jos. Și nu vreau ca să știu că e cam înaintat și știu că ciorba bate predica, dar vreau să-i chem pe cei de la mijlocire jos. Dacă sunt arme în viața ta, arme pe care diavolul le folosește, arme la care ești vulnerabil, vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă sunt în viața ta domenii unde simți că diavolul pe mine reușește să mă facă foarte repede să fiu deprimat, pe mine reușește să mă facă foarte repede să-mi fie teamă, pe mine reușește foarte repede să facă lucrurile astea, vrem să ne rugăm împreună cu tine. Vrem să spunem, Doamne, întărește-l în Domnul, întărește-l în Duhul Tău, pune peste el armura ta, pune peste el puterea ta. Vreau să rămâi la rugăciune, Dumnezeu, dacă ai nevoie de rugăciune. Iar pentru tot ceilalți, Doamne, mă rog ca binecuvântarea ta să fie peste Biserica Philadelphia. Și îți mulțumesc, o Doamne, că Tu ne-ai chemat și ne conștientizezi în vremurile astea despre atacurile celui rău. Și, Doamne, mă rog ca fiecare din noi să fim conștienți de atacurile celui rău și de intențiile lui. Și mă rog ca fiecare de aici, Doamne, să se ridice în Duhul și în puterea Ta și să fie un biruitor, o Doamne. Mă rog, o Doamne, ca fiecare domeniu din viața noastră care este sub atacul diavolului, Tu să-L întărești, Doamne, să-L întărești prin Duhul Tău, prin armura Ta. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne porți de grijă. Pun săptămâna care vine în mâna Ta și îți mulțumesc de pâinea pe care ne-o dai, Doamne, în fiecare zi, ca o dovadă a faptului că împărăția Ta este în mijlocul nostru. Fii binecuvântat pentru toate lucrurile. Fie mâna Ta cea bună peste noi, ocrotirea Ta, protecția Ta, împărtășirea Ta cu fiecare din noi, pentru ca numele Tău să fie în viețile noastre onorat, glorificat și numele Tău să fie văzut cu putere în jurul nostru, în Baia Mare, în România și până la margine pământului, ca semn al îndurării Tale, Doamne, pentru că noi alegem să Te credem pe Tine și alegem ca în acest război în care suntem să fim biruitori prin Tine, Doamne, pentru că biruința este a Domnului, bătăria este a Domnului și biruința este a Lui și a neprihăniților Lui, adică a noastră, a celor din Philadelphia. Fie binecuvântat numele Tău. Amin, amin.